Aceste pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor sunt amplasate pe un bulevard din centrul capitalei. Într-o oră, echipa știrilor TVR a surprins o singură persoană care a aruncat deșeurile așa cum ar trebui. Ceilalți n-au ținut cont de reguli și au pus gunoiul la grămadă. Să fie curat, frumos, atâta mizerie ce este. De ce n-ați aruncat selectiv? Nu sunt în zor. Iar relele practici se regăsesc și într-o statistică recentă, potrivit căreia aproape jumătate din ambalajele de băuturi colectate separat în gospodăriile românilor din mediul urban sunt din plastic. Mai exact, 44% sunt recipiente de tip PET, 34% doze de metal și 22% sticlă. Asta în sine este îngrijorător, pentru că știm foarte bine că plasticul este una dintre principalele materiale care poluează mediul înconjurător. Mai știm de asemenea că reciclarea aluminiului se face cu calitate mult mai bună, mult mai puține pierderi materiale în procesul de reciclare și mai știm de asemenea că sticla este cel mai bun material când vine vorba despre reambalare. Prin urmare, chiar dacă reciclăm 44% din PET-uri, să nu uităm că rata de reciclare la modul general în România lasă de dorit. Până în 2020, România trebuia să aibă o rată de reciclare de 50% pentru a nu fi penalizată de Uniunea Europeană. Această țintă a fost ratată, având în vedere că doar 11% din deșeurile municipale sunt reciclate. Sub noi este doar Malta cu un procent de 6,5%. Un procent rușinos, având în vedere că media europeană e de 47%, cea mai mare rată fiind în Germania, 67%. Reprezentanții asociațiilor de proprietari spun că am ajuns în această situație atât din vina autorităților, care nu pun la dispoziție suficiente resurse, cât și din vina oamenilor, în mare parte nepăsători. O soluție pentru rezolvarea problemei ar exista. Ideea nu e de a sancționa, ci de a încuraja prin tarife. Tariful trebuie să încurajeze, de exemplu, volumele colectate separat, reciclabile, să se ridice gratuit. Cantitățile nereciclate să se plătească efectiv la cantitatea de gunoi produsă. Potrivit datelor oficiale, pentru fiecare tonă de plastic reciclat se evită eliberarea în atmosferă a 2300 de kilograme de dioxid de carbon. Prin fiecare tonă de metal reciclat, 1750 de kilograme de dioxid de carbon, iar la sticlă, pentru o tonă reciclată, evităm să încărcăm atmosfera cu peste 500 de kilograme de dioxid de carbon.